Salutare! Azi e 1 iunie 2015, după cum știți, e ziua copilului. Și am zis așa, să vă transmit o urare de aici, din peștera asta, nu știu ce nume are. E pe Valea de Manovska, în Parcul Național Tatra Mică. Coboresem pe valea asta ca să vizitez două peșteri. Peștera Jasinka Slobodi și Jasinka Ladova, nu mai știu cum, dar asta a doua are multă, e faimoasă pentru că are înghețare înăuntru, un fel de scărișoară. Dar am uitat că astăzi e luni și lunea în Slovacia nici iarba nu crește, nici muzeele nu sunt deschise și nici peșterile, după cum am aflat astăzi. Am mers pe aici, pe Valea Râului, asta zic, băi, dacă tot e așa o zonă cu peșteri, hai să caut și un loc ușor să noctez. Și am găsit peștera asta deschisă, că majoritatea erau închise. În vale se aude râul de Manovska, am făcut și o baie mai devreme acolo, mi-am spălat și hainele, după cum vedeți le-am întins aici la gura peșterii. Mai bate ceva soare, așa, dar cred că mâine, adică mai mult ca sigur mâine, o să fie mai mult afumată decât așa. Am făcut și un foc aici ca să mai dezmorțesc atmosfera. De regulă nu fac focul pe unde mă duc așa, dar aici era și o vatră de foc, dar probabil nu mai făcuse nimeni focul de înainte de era noastră. Și mi-am făcut și un ceai la Primus, că dacă pun ăsta pe foc să se afumă și nu vreau să-l stric. Și ce să vă mai zic, le-am oferit și picioarelor mele așa puțină libertate. Și acum stau și eu la foc aici și mă gândesc la voi. Mă gândesc la copii și ce să zic, mâine în seara asta o să răjesc culcușul pe aici pe undeva, încă nu l-am pus, că văd că deja am început să îmi pun amprenta asupra ecosistemului și a început să pice apă din tavan, deci trebuie să o las mai moale cu focul ăsta. Și mâine o să vizitez peșterile alea două și o să vi le arăt și vouă, da? Bine, numai bine, ceau, la mulți ani încă o dată. Ceau, vă pup, copii.